În acest bazin se desfășoară antrenamentele tuturor săritorilor în apă din București. Vina este una dintre cele mai curajoase și puternice săritoare în apă. În prima zi am sărit de la 1 metru, în a doua deja săream de la 3 metri. Am văzut că îmi place, opa, trebuie să ai mult curaj ca să poți să sar. Dacă mi-e frică cu adevărat, tot fac săritura aia. Cu Crina ne-am propus un viitor foarte frumos. În 2020 să participăm la Olimpiada de la Tokyo. Ăsta e visul meu cel mai mare. De-abia aștept să ajung acolo. Crina, să menționez și treaba asta, pe lângă sărituri în apă, ea a făcut și două filme. Banii ne determină să mințim câteodată. Regizorul era disperat. Nu erau bune fetele care veneau. M-a chemat, am dat castingul și a zis, bine, de luni începi. Dacă ar fi să te gândești ce îți place mai mult, să vii aici la bazin să te antrenezi sau să joci într-un film, ce mi-ai răspunde? Să vin aici la bazin. Sportul ăsta e viața mea. Dacă nu l-aș practica sau dacă n-aș sta măcar pe malul bazinului în fiecare zi, pur și simplu m-aș sufoca. Am ales cu greu acești copii. Din 2-3 mii am putut să strâng această mână de actual sportiv de performanță. Săriți lejer! Fiecare, hai, contra! Văd că ai multe, multe medalii la gât. Vreau să-mi spui ce concursuri importante ai câștigat la săritul din apă. Păi, cele mai importante au fost concursurile naționale și acum, de vreme, a fost concursul din Serbia, Trofi Belgrad. Ce loc ai luat acolo? Acolo am luat la sincron cu un prieten, locul 1, locul 2 la 3 metri, locul 2 la 1 metru și locul 3 la platformă. Nu e prea distractiv să stai în pat acasă degeaba, dar e frumos aici. Îmi place să fac și saltul la sală și să sar în apă la bazin. Îți ocupă timpul decât să stai acasă cu ochii în televizor, e mai bine să vii aici. Drept? Antrenamentul s-a terminat. Mulțumesc, bună ziua!